În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Viți credincioși, pentru a participa cum se cuvine la celebrarea Sfintei Liturghii în această a treia duminică din Postul Mare, conștienți că de multe ori l-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, să-i cerem iertare, rugându-L în același timp să ne susțină în perioada aceasta specială a Postului Mare și a Anului Milostivirii pe calea convertirii, pentru a ne apropia din ce în ce mai mult de sfințenia la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule, care ești izvorul la toată bunătatea și îndurarea, Tu ne-ai arătat că postul, rugăciunea și pomana vindecă rănile pricinuite de păcate. Privește cu bunăvoință spre noi, cei care apăsați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu cu îndurarea Ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, ca
care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Moise păștea turma lui Ietro, socrul său, preotul din Madian. A condus turma dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc din mijlocul rugului. El s-a uitat și iată, rugul ardea cu foc, dar rugul nu se mistuia. Moise a zis, ia să merg și să văd această mare arătare. De ce nu se mistuie rugul? Când Domnul a văzut că el a mers să vadă, Dumnezeu l-a strigat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! Iar el a răspuns, iată-mă! El i-a zis, nu te apropia aici, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele lor din cauza asupritorilor. Îi cunosc durerea. Am coborât ca să-l scot din mâna egiptenilor și să-l fac să urce din țara aceea într-o țară bună și întinsă, într-o țară în care curge lapte și miere. Moise i-a zis lui Dumnezeu, iată, eu voi merge la fiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și dacă mă vor întreba, care este numele lui, ce să le spun? Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel care sunt, și a adăugat, așa să le spui fiilor lui Israel, eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise, așa să le spui fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, aceasta este amintirea mea din generație în generație. Cuvântul Domnului. Îndurător și milosiv este Domnul. Îndurător și milosiv este Domnul. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează-l suflete al meu pe Domnul și nu uita nici gând de binefacerile sale. Îndurător și milosiv este Domnul. El îți iartă toate nelegiuirile și te vindecă de orice boală. El îți răscumpără viața din adânc și te încununează cu îndurare și dragoste. Îndurător și milosiv este Domnul. Domnul face dreptate și judecată dreaptă tuturor celor care trăiesc în asuprire. El a făcut cunoscute lui Moise căile sale
și faptele sale minunate fiilor lui Israel. Îndurător și milostiv este Domnul. Domnul este îndurător și milostiv, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, tot atât de mare este îndurarea sa față de cei care se tem de el. Îndurător și milostiv. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, nu vreau ca voi să rămâneți în ignoranță. Părinții noștri au fost cu toții sub nori și toți au trecut prin mare și toți, într-un Moise, au fost botezați în nor și în mare. Toți au mâncat aceeași hrană spirituală și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că ei beau din stânca spirituală care îi urma, iar stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu, de aceea au pierit în pustiu. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple, ca să nu dorim cele rele așa cum au dorit ei. Nici să nu murmurați așa cum au murmurat unii dintre ei și au fost nimiciți de Îngerul Nimicitor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să fie un exemplu și au fost scrise ca avertizare pentru noi, cei la care a ajuns sfârșitul veacurilor, așa încât cel care crede că se ține pe picioare, să vadă să nu cadă. Cuvântul Domnului. Vă spune Domnul, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp au venit la Iisus unii care i-au povestit despre galileienii, al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor. El, răspunzând, le-a zis, vi se pare că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au suferit aceasta? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă veți converti, cu toții veți pieri la fel. Sau vi se pare că cei 18 peste care a căzut turnul din Siloe și i-a ucis erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Vă spun, nici de cum, dar dacă nu vă veți converti, cu toții veți pieri la fel. Apoi le-a spus această parabolă. Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit. Și i-a spus viticultorului, iată,
Sunt 3 ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie-l. De ce să mai secătuiască pământul? Acesta, răspunzând, i-a zis, Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun gunoi la rădăcină. Poate va face fructe la anul. Dacă nu, îl vei tăia. Cuvântul Domnului. Dacă nu vă veți converti, cu toții veți peri la fel. Iubiți credincioși, ascultând lecturile sfinte din această a treia duminică a Postului Mare, constatăm că Dumnezeu cel infinit, în bunătate și milostivire, nu uită de poporul său. Și așa cum am auzit la prima lectură, Domnul coboară pentru a elibera poporul său din Egipt, a scoate din casa sclaviei și a-l elibera de sub tirania lui Faraon. Numele său este Eu sunt cel ce sunt. Așa se manifestă el în fața celuia pe care l-a ales să elibereze poporul, adică îi se destăinuie lui Moise. Expresia Eu sunt o întâlnim și pe buzele lui Iisus. Iar prin aceasta constatăm că El într-adevăr este Fiul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, Cel care este existența în ea însăși. De ce spun lucrul acesta? Cine citește cu atenție capitolul al 8-lea al Evangheliei Sfântului Ioan, va constata că Iisus folosește această expresie, arătând că, într-adevăr, El este acela pe care Tatăl Ceresc l-a trimis să-L reprezinte. Nu am venit de la mine însumi, va spune Iisus, și Tatăl m-a trimis. Iar eu spun lumii ceea ce am auzit de la Tatăl. Iar ceea ce ne spune astăzi în Evanghelie Iisus ne arată că El, în calitatea sa de trimis al Tatălui și de Dumnezeu adevărat, ne revelează situația în care ne aflăm. Dacă Dumnezeu coboară și vine să-L elibereze pe poporul său din Egipt, Hristos face exact același lucru. Vine, coboară în această lume, dar nu pentru a ne elibera de tirania unui om, ci vine să ne elibereze de tirania diavolului. El vrea să distrugă opera diavolului, așa cum se exprimă Sfântul Apostol Ioan în prima sa lectură. El a venit să destructureze împărăția satanei. Și pentru aceasta ne învață adevărul. Ce înseamnă? Ne spune cine suntem cu adevărat. Ne arată că avem nevoie de convertire. Avem nevoie de pocăință, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să renunțăm de a trăi departe de Dumnezeu și în păcate, ci să trăim în prietenie cu Dumnezeu. Iar pentru a putea trăi în felul acesta, Dumnezeu este cel îndelung și răbdător și plin de bunătate, așa cum am auzit la psalmul responsorial. Iar aceia care au curajul să recunoască situația în care se află, adică de oameni păcătoși care au nevoie de convertire și care își pun încrederea în Domnul, aceia sunt avertizați de Apostolul Paul în cea de-a doua lectură, spunând, cine crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Dacă revenim puțin asupra expresiei de care aminteam din Evanghelia Sfântului Ioan, folosită de Iisus, Eu sunt, iată câteva locuri în care Iisus ne arată că, într-adevăr, noi trebuie să-L recunoaștem ca Dumnezeu adevărat.
într-o discuție pe care o are Hristos cu iudeii, cu cărturarii și farizeii, care îl provoacă atunci când el spune că înainte ca să fi fost Avram, eu sunt, vedeți expresia, eu sunt înainte să fi fost Abraham, pentru că eu sunt Dumnezeu. Apoi va spune el, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Din nou expresia, eu sunt. Și aceeași expresie o folosește Iisus spunând, când îl veți fi înălțat pe Fiul omului pe cruce, vă veți da seama că eu sunt. Eu sunt. Adică Dumnezeu. Sunt Dumnezeu care vă învăț adevărul și același Dumnezeu care ne învață adevărul în persoana Fiului Său, spune, dacă eu vă spun adevărul, de ce nu mă credeți? Astăzi va trebui să ne analizăm puțin viața noastră. Dacă vreți, credința noastră, convingerile noastre cu privire la Dumnezeu, cu privire la persoana lui Iisus Hristos, care este Dumnezeul cel adevărat, întrupat și venit în această lume pentru a ne dezvălui adevărul, pentru a ne arăta cine suntem și în ce situație ne aflăm, pentru a descoperi că suntem niște oameni păcătoși care avem nevoie de convertire. Și avem câteva exemple în Evanghelia de astăzi, unde se spune, se vorbește despre acele persoane care au fost ucise de către Pilat, al cărui sânge îl amestecă cu jertfa de la templu. Vă aduceți aminte ce spune Iisus? Și apoi face referire și la un alt episod cu cele 18 persoane peste care a căzut turnul din Siloe și i-a ucis. Credeți voi oare că acei oameni a căror sânge Pilat îl amestecă cu jertfa și peste care a căzut turnul din Siloe erau mai păcătoși decât toți ceilalți că li s-a întâmplat lucrul acesta? Eu vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă veți converti, cu toții veți speri la fel. Iubiți credincioși, de moartea corpului nu vom scăpa niciunul. Moartea care va veni și va separa sufletul nostru de corp, aceasta va fi mai devreme sau mai târziu, nimeni nu știm. De fapt, Iisus folosind această expresie că nimeni nu va scăpa, ne arată că toți suntem trecători și muritori. Însă, el se referă la o realitate mult mai dură, la un pericol mult mai mare pe care reprezintă, de fapt, păcatul care ne duce la adevărata pieire. Pentru că păcatul ne distruge în totalitate. Moartea nu distruge decât corpul acesta material. Și noi să nu uităm, acum suntem în perioada în care ne pregătim de Paște, de înviere. Corpul acesta al nostru într-o zi va învia. Deci va învinge și moartea. De aceea păcatul este cea mai mare nenorocire care se poate abate asupra omului, pentru că îl poate distruge total. Îi poate distruge corpul, pentru că vedeți că de multe ori oamenii care ajung vicioși mor înainte de timp, că își distrug sănătatea și mor mai devreme, și în al doilea rând pune în pericol păcatul și mântuirea. Adică pierderea vieții veșnice. Acesta este pericolul cel mai mare și Iisus ne avertizează asupra acestui pericol, că dacă nu ne convertim, vom pieri, adică ne vom distruge total. Riscăm să ne distrugem viața pământească și să pierdem și fericirea veșnică. Acesta este pericolul, sau dacă vreți, inamicul numărul unu al fiecăruia dintre noi și al întregii comunități. Tocmai pentru aceasta Hristos vine și ne învață. Tocmai pentru că El vrea să ne elibereze de acest mare pericol care este păcatul pentru noi, pentru fiecare în particular și pentru întreaga comunitate. Dacă așa stau lucrurile, și anume că păcatul este cea mai mare nenorocire, Iisus nu poate să tacă, nu poate să nu ne avertizeze când El știe foarte bine ce mare pericol reprezintă pentru noi păcatul și ne arată necesitatea de a ne converti. Așa cum l-am auzit și înainte de citirea textului Evangheliei, convertiți-vă și credeți în Evanghelie.
convertirea. Ce ar însemna această convertire, dacă este atât de necesară? Mai întâi este schimbarea relației noastre cu Dumnezeu. Să nu mai considerăm pe Dumnezeu ca fiind unul străin și departe de viața noastră, ca unul care eventual ne impune niște norme prin care să ne țină în sclavie, să ne facă să-L ascultăm de frică. Nu. Este un Dumnezeu care e Părinte. Este un Dumnezeu care ne iubește și pentru că ne iubește ne propune poruncile sale ca să știm drumul pe care să mergem, să nu greșim, să nu ne rătăcim pe calea care trebuie să ne ducă acasă la dânsul. Este un Dumnezeu grijuliu, asemenea Tatălui Fiului Risipitor, care atunci când ne vede că ne întoarcem la dânsul, iese în întâmpinarea noastră, ne îmbrățișează, face sărbătoare pentru noi atunci când vede că ne întoarcem de pe calea păcatului. Iar textul Evangheliei spre final ne propune parabola lui Iisus, aceea cu smochinul sădit în vie. Vedem că El vine să caute în acest smochin roade, mă refer la stăpânul viei, și negăsind, îi spune viticultorului să-l taie, să nu mai ocupe de pomană terenul. Iar acel viticultor îi spune, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate va produce roade, dacă nu, îl vei tăia. Suntem în anul jubiliar al milostivirii. Cred că se potrivește bine cu această parabolă. Dumnezeu se arată îndelung răbdător și plin de milostivire, așa cum am auzit la psalmul responsorial. Și ne acordă anul acesta al milostivirii. Ne-l acordă pentru ca noi să ne convertim, să ne întoarcem. Adică să producem roade de pocăință vrednice de viața veșnică. Roade care să rămână pentru totdeauna. Și acum, biserica, prin anul acesta al milostivirii, are grijă de fiecare dintre noi, așa cum s-a oferit să aibă grijă acel viticultor de smochinul care încă nu produsese roade. Și ne sapă împrejur, ne pune gunoi, ca la timpul potrivit să producem roade. Ce face? Scormonește sufletul nostru, îl determină să mediteze, îl determină să-și facă un examen de conștiință și pe fiecare ne îndeamnă anul acesta al milostivirii lui Dumnezeu să intrăm în adâncul sufletului nostru și să vedem ce este acolo în noi. Și dacă vom constata că acolo domnește păcatul și nu împărăția harului lui Dumnezeu, să avem tăria de a scoate acest păcat din sufletul nostru. Biserica se arată o mamă grijulie, care nu uită niciodată de copiii săi ce au nevoie de ajutor. Și în acest an al milostivirii, iată, ne oferă posibilitatea aceasta de a ne converti, de a ne întoarce. Să nu uităm că este un mare dar pe care Dumnezeu ne-l face prin acest an al milostivirii și să ne examinăm propria noastră viață, fiecare să vedem ce este de îndreptat. Ca nu cumva la sfârșitul acestui an binecuvântat de Dumnezeu oferit de Sfânta Biserică, să constate Hristos ceea ce a constatat cu tristețe atunci când din Betania mergea spre Ierusalim și îi era foame. A întâlnit un smochin asemenea acestuia despre care vorbește în Evanghelie și s-a dus să culeagă roade, dar nu avea roade, avea doar frunze. Ucenicii, apostolii erau în preajma lui Iisus și atunci Iisus a spus, înveți să nu mai mănânce cineva fructe din tine. Și în aceeași clipă smochinul s-a uscat. Atenție pentru fiecare dintre noi. Nu cumva să fim doar smochini care produc frunze, poate chiar și flori. Trebuie să producem roade, cum spune Iisus, care să rămână pentru viața veșnică. Iar roadele acestea
înseamnă nu simple gânduri pe care le-am putea avea în mintea noastră, gânduri frumoase mă refer, gânduri chiar sfinte, nu cuvinte frumoase pe care să le folosim, poate în relațiile noastre, ci fapte de caritate, care înseamnă adevăratele roade. Dacă vom fi doar producători de frunze și chiar și de flori, fără ca acestea să meargă la maturitate și să ajungă să producă roade adevărate, atunci este foarte posibil ca expresia Sfântului Ioan Botezătorul să se împlinească cu aceia care nu produc roade. Spune Sfântul Ioan Botezătorul, securea este la rădăcina pomului. Tot pomul care nu produce roade va fi tăiat și aruncat în foc. Atenție așadar, să nu rămânem numai simpli pomi care produc frunze și flori. Nu sunt suficiente intenții bune. Am putea spune, cred că nu greșim, că iadul este pavat cu intenții bune. Pentru că mulți dintre creștini au intenții bune, dar rămân la nivelul de intenție. Ce bine ar fi dacă aș fi și eu mai bun, mai bună, ce bine ar fi dacă mi-aș face mai bine datoriile, ce bine ar fi dacă m-aș duce mai des la biserică, ce bine ar fi dacă m-aș spovedi mai des, ce bine ar fi dacă m-aș împărtăși mai des, ce bine ar fi dacă aș face și eu mai multe lucruri bune și frumoase. Asemenea, intenții se găsesc multe în iad. Nu cumva să ajungem și noi acolo doar cu intenții bune. Adică ne propunem ceva frumos și bun și rămânem la nivelul acesta. Pentru că trebuie să ieșim din comoditatea noastră, să ieșim din situația aceasta de delăsare spirituală și să ne angajăm a-L urma pe Hristos. A-L urma pe Hristos care ne învață adevărul, a-L urma pe Hristos care ne susține în drumul nostru spre cele veșnice. Și așa cum spuneam, El care a venit să destructureze, să distrugă împărăția Satanei, așteaptă din partea noastră să fim colaboratori, să lucrăm împreună cu Dânsul, mai întâi să destructurăm păcatul din ființa noastră prin convertire și să nu uităm, convertirea va trebui să dureze toată viața, nu numai în anul acesta al milostivirii lui Dumnezeu, ci toată viața, pentru că convertirea înseamnă o îndreptare continuă spre Dumnezeu, un pas înainte în ceea ce privește viața noastră spirituală. Primul pas al convertirii înseamnă distrugerea păcatului de moarte din sufletul nostru și revenirea la har. Dar mai există și următoarele etape. De la harul sfințitor va trebui să trecem la virtute. Va trebui să practicăm virtuțile creștine. Apoi, de la virtute va trebui să tindem spre sfințenie. Și de la sfințenie să tindem spre desăvârșire, cum ne spune Iisus, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din cer este desăvârșit. Vedem? Așadar, e o scară într-o continuă urcare spre împlinirea noastră. Convertirea nu se termină niciodată. Noi va trebui să mergem mereu pe acest drum și să ținem cont de aceasta. Iar cartea Apocalipsului Sfântului Ioan spune: cine este sfânt, să devină mai sfânt. Cine este bun, să devină mai bun. Rugăm pe Iisus Mântuitorul care în această duminică ne cheamă, ne invită pe fiecare la convertire. Vedeți, ne cheamă, ne invită la convertire. Nu ne obligă. Nu, spune așa. Dacă nu vă veți converti, dacă avem posibilitatea să ne convertim. Dacă nu vă veți converti, cu toții veți pieri la fel. Nu ne obligă, ci ne indică drumul pe care trebuie să mergem pentru a ajunge la Dânsul. Îi mulțumim că ne arată drumul pe care trebuie să mergem, îi mulțumim că a rămas cu noi pentru a ne susține mereu în drumul nostru spre cele veșnice, pentru că El ne asigură, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Îi mulțumim că a inspirat Biserica să ne acorde acest an al milostivirii divine, și rugăm
să ne ajute să rămânem fermi, să stăm în picioare, să băgăm de seamă să nu cădem. Iar cum El este la dreapta noastră, nu ne vom clătina niciodată, că Cel pentru aceasta a venit, pentru binele și mântuirea noastră. Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru, că ne-ai descoperit situația în care ne aflăm de oameni păcătoși, dar ne-ai descoperit că Tu ești milostivire infinită, că ai venit să ne salvezi. Îți mulțumim și Te rugăm, ajută-ne să Te urmăm. Fă-ne ca în fiecare zi să ne îndreptăm spre Tine cu multă credință și încredere pentru a ajunge acolo unde Tu, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, vețuiești pentru veșnicie. Amin. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, în cuvință cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât în cuvântarea Duhului Sfânt, din Maria Fecioară, s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de dreapta Tatălui să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică, biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, Dumnezeu, izvorul oricărui bine, ne îndeamnă în acest timp de post la o rugăciune mai intensă și la mai multe fapte bune. Să rugăm să primească cererile noastre și să le împlinească în bunătatea Sa. Părinte iubitor de oameni, care voiești ca toți să se mântuiască, luminează-i pe păstorii bisericii tale, cărora le-ai încredințat misiunea de a-i chema pe frații lor la pocăință, și dă-le harul ca ei cei din tâi să dea pildă de renoire spirituală. Celor care în societate au misiunea de a împărți dreptatea, de a asigura ordinea și buna înțelegere și de a promova binele comun, dăruiește-le conștiință integră, înțelepciune, respect și caritate față de concetățenii lor. Trezește în sufletul tuturor creștinilor grijă și generozitate față de cei sărmani, bolnavi și părăsiți. Sporește în noi credința, speranța și iubirea, ca eliberați prin puterea Ta de orice ispită și păcat, să trăim ca fii ai luminii. Întărește armonia și unitatea în familiile noastre prin practicarea rugăciunii în comun, a iubirii și a iertării. Deschide-le răposaților noștri porțile împărăției Tale cerești. Dumnezeule, care prin Hristos le-ai arătat oamenilor lumina Ta, privește la sărăcia noastră și la întunericul ce ne amenință și în bunătatea Ta ajută-ne și ne mântuiește. Prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Împăcat fiind prin această jertfă, te rugăm, Doamne, să ne dai harul ca, după cum îți cerem, să fim iertați de greșelile noastre, să ne străduim și noi să le iertăm pe cele ale fraților noștri, prin Hristos, Domnul nostru. Domnule, să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu spre mântuirea fiilor Tăi ai orânduit un timp deosebit, în care să-și redobândească curăția inimii și, înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt,
Însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate darul bisericii tale și, recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim oștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. În care
calitatea noastră de fii și fiice ale lui Dumnezeu, îndrăznim să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu le duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai dat chezășia misterului ceresc și ne-ai îndestulat încă de pe pământ cu pâinea de sus. Te rugăm cu milință ca ceea ce s-a săvârșit acum în noi, în mod tainic, să se împlinească și în faptele noastre, prin Hristos, Domnul nostru. Gerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să te rugăm, te rugăm, Doamne, să revești harul tău asupra suflet. Vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul tău, fiindu-și prin patima și cu cerurea slava învierii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, ești păzitorul meu, mânează-mă, păzește-mă, păzește-mă și urmește-mă pe mine, care sunt în credința ție, primirea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Vă amintim că astăzi, la ora 15, va avea loc ora de adorație lunară, organizată pentru bolnavi și pentru persoanele în vârstă. Mâine seară, la ora 19, se reiau întâlnirile lunare cu familiile. Tema primei întâlniri se numește Ce vei lăsa la picioarele crucii? După cum v-am anunțat și la începutul postului mare, comunitatea noastră, după o perioadă de 6 ani, are din nou ocazia și bucuria de a celebra în săptămâna care urmează misiuni populare. Misiunile prezentând un timp deosebit de har, dedicat în mod special predicării Evangheliei, ascultării și meditării Cuvântului Dumnezeu, în vederea convertirii personale și comunitare. În anul jubiliar al milostivirii, misiunile au rolul de a ne îndrepta privirea spre misterul milostivirii lui Dumnezeu pentru a deveni noi înșine semne eficace ale acțiunii Tatălui Ceresc. Misiunile vor fi ținute de preotul dr. Daniel Iacobuț, profesor și director spiritual la seminar, și vor avea loc în fiecare seară la ora 18, de miercuri până sâmbătă, încheiindu-se duminica viitoare la liturghia de la ora 11. În zilele de misiuni vor fi mai mulți preoți la spovezi, începând cu ora 17. Vă invităm pe toți să vă așteptăm să fructificați acest moment cu totul special de har și binecuvântare. Adorația de joia viitoare nu va mai fi la ora 17:30 și după Sfânta Liturghie de seară și va fi organizată de tineri. Bineînțeles, sunt invitați toți credincioșii, mai ales că este în timpul zilelor de misiuni.
Vinerea viitoare, fiind prima vinere din lună, îi vizităm acasă și pe bolnavii care nu pot veni la biserică. La ieșirea din catedrală, ca și duminica trecută, câțiva tineri de la Acțiunea Catolică vor continua să vândă mărțișoare confecționate de ei și ghiocei. Banii adunați vor fi folosiți pentru opere de caritate. Sigur, încheiem dorindu-vă o duminică frumoasă, plină de har, și dorim ca această săptămână pe care o începem să fie plină de binecuvântarea lui Dumnezeu, mai ales că sunt și aceste zile speciale de misiuni populare. Domnului să fie cu voi! Călăuzește, te rugăm, Doamne, inimile credincioșilor Tăi și dăruiește-le cu bunăvoință slujitorilor Tăi harul, ca rămânând în iubirea față de Tine și de aproapele, să îndeplinească în toate poruncile Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.